Nu departe de inima orașului, pe Valea Oltului, drumul Național 7 oferă turiștilor posibilitatea să facă un popas în Valea Lotrișorului, acolo unde se pot bucura de toate frumusețile naturii adunate într-un singur loc. Peisajul stâncos de aici ascunde decoruri inedite, dar care, din păcate, nu sunt cunoscute de toți trecătorii. Sunt indicatoare, sunt și panouri, marcaj turistic. Sunt informații pentru vizitarea cascadei și a zonei de pe Valea Lotrișor, însă, cum spuneam, nu este un aflux extraordinar de mare. Dacă interviul ar fi fost realizat anul trecut, vorbeați despre un număr foarte mare de vizitatori, așa cum s-a întâmplat de-a lungul timpului, dar interviul realizat în pandemie și aici se vede diferența, adică diferență mare între anul trecut și anul acesta. Într-adevăr, am avut câteva luni de zile pe perioada stării de urgență când nu a venit nimeni, deci a fost chiar închis pentru accesul turiștilor. Acum, de când s-a deschis și avem voie să venim, să facem, descoperiri în zona aceasta, să ne bucurăm de recreere, a crescut simțitor numărul turiștilor și s-a schimbat enorm de mult structura turiștilor, da? Sunt oameni dintre cei mai cultivați, dintre cei mai educați, care renunță la călătoriile exotice prin insule străine sau mai știu eu prin ce destinații și vin în țară la noi, vin acasă la noi să vadă frumuseți deosebite, vin oameni de toate vârstele și ceva surprinzător, nu-și mai lasă copiii singuri acasă, ia cu ei. Deci treaba aceasta mă bucură enorm de mult. La intrarea în Cheile Lotrișorului avem o zonă de parcat mașini, nu se merge cu mașina până la cascadă, ar fi și păcat să nu străbați câțiva kilometri pe jos, 2, 3, 4, 5, să mergi o oră jumătate sau o oră pe jos, dar văd mașini în toate colțurile țării și ați dat numai niște extreme. Constanța, am văzut Iași și din centrul țării, dar și din sudul țării. Semn că lumea a început să mai lase zgomotul și furia orașului și să îndrepte spre ceea ce oferă natura. Numai că întrebarea acum vine și e legată de o statistică. Anul trecut, pe vremea asta, suntem în iulie, câți vizitatori și anul acesta, 2020, câți vizitatori? Deci, raportat până la această dată, numărul cumulat de turiști este mult mai mic în anul 2020 datorită perioadelor de restricție. Familia Matei, venită tocmai din Slobozia, fuge de aglomerația zonelor cunoscute și alege peisajele vâlcene pentru a-și încărca bateriile, dar și sufletul cu amintiri frumoase. De asemenea, și alți turiști din diferite părți ale țării au ales să profite de frumusețile din Valea Lotrișorului. Oricum, nimic nu se compară cu aerul de munte. Aici găsim tot ce așteptăm de la o vacanță. Tehnologia face parte din viața noastră acum. Cu toate astea, am crescut așa și nu trebuie să uităm că suntem înconjurați de natură și trebuie să o protejăm și trebuie să ne bucurăm de ea, care are multe de oferit. Can't live without you. Fără natură sau fără școală, fără educație? Se poate trăi fără educație și fără natură? Nu. Iar tu, fără ce însemn ți-ai pune pe tricou vizitând locurile astea așa? Că nimic nu se compară cu un peisaj frumos. Nu trebuie să stăm și să ne pierdem timpul numai pe telefoane, pentru că o să pierdem tot ceea ce se desfășoară în jurul nostru. Cum vi se pare zona? Ați mai fost? Am mai fost. Da? Venim anual. Și de unde? București. E aproape București, decât Valea Prahova, e mai bine. Da, e mult mai liber. Păi da, veni și doamna. Ce a spus doamna? Zmeură am găsit pentru pitici. Poftim. Ia să vedem, să papa asta e curată, o fi curată, trebuie să o spălăm, să dăm cu dezinfectant pe ea. E dată deja, gata, hai, direct. Op, așa se mănâncă în natura. Cum ați aflat de zona asta? Am mai fost pe aici. Ați mai fost. De ceea ce e frumos atrage. Ceea ce e frumos atrage din nou. Turiștii, dar mai ales copiii, au avut ocazia să primească o lecție de cultură generală despre frumusețile vâlcene, chiar pe traseul din Valea Lotrișorului, de la directorul Parcului Național Cozia, Pavel Prundurel. O suprafață foarte mare de 171 de kilometri pătrați, aproape 100% numai pădure. Tot muntele Cozia, de unde se denumirea Parcului Național Cozia, o bună parte din munții Căpățâni, unde se află și Cascada Lotrișor, o să vorbim imediat, aici am venit noi la cascadă, și o bună parte din munții Lotrului, da? Râul Lotru și râul Olt. 171 de km pătrați numai de pădure, da? Cel mai împădurit parc național din România. Și o parte din pădure din parc sunt în patrimoniul UNESCO. Mondial UNESCO, chiar unde suntem noi aici. Uitați ce putem să facem.
cu parașuta, cu parapanta din vârful Cozia, tot felul de dumeții, putem să facem călătorii în natură cu cai, tradiții, obiceiuri străvechi, mănăstiri foarte multe în zona aceasta, da? O mulțime de atracții, putem cu bicicleta, da, mountain bike. Am citit Tumpa Nouă acolo, că da, natura ne aseamănă, educația ne deosebește. Se poate face educație și prin turism, mai ales de acest gen. Da, cu siguranță. Trebuie neapărat implementat un model încă din școală pentru a învăța copiii să, în primul rând, să se obișnuiască cu drumețiile pe munte și, în al doilea rând, să respecte natura. E cea mai bună boală, dependența de natură.